Eu, înainte să începem, haide să-i facem o scurtă promovare lui Andrei90, un YouTuber mic, dar cu un potențial mare, care se ocupă cu Call of Duty, FIFA, PUBG și așa mai departe, ce-mi sare și mie pe aici prin ochi, cam despre asta este vorba. Peste 2000 de abonați, vedem că îi plac haterii și e destul de activ. Hai să vedem, clipuri, majoritatea cu FIFA, dar și cu Black Ops. Mai strecoară câte un PUBG. Ok, mă interesează dacă are playlist-uri. Are playlist-uri, e foarte bine, sper să facă și unul de FIFA. Comunitate, e activ și pe aici, acum două zile. Începem de săptămâna viitoare o serie cu FIFA 19, care eu nu pot să votez că nu sunt logat. Sunt de pe alt browser. About, ia să vedem ce zice aici. Andrei aici, bine ai venit pe canalul meu. Bine ați venit, pardon, în fiecare săptămână o să fie live stream pe canal. Xbox One X Player, PUBG e la putere. YouTube nu trimite tot timpul notificare, așa e. Grupul de Facebook. Dacă vă place contentul de gaming, de pe canal, like, subscribe, share, mai zic și eu. Hashtag bărbos, hashtag respect. Da, fraților, el este Andrei. S-a alăturat pe 31 decembrie 2016. Asta nu înseamnă că atunci a început să posteze. Nu, poate atunci a creat canalul. Aproape 50.000 de vizualizări. Peste 2.000 de abonați, cum ziceam. V-aș ruga dacă vreți să treceți pe acest canal. Și dacă vă regăsiți în ce face, să vă abonați, să bifați și clopoțelul. Link-ul o să-l găsiți în descriere. Eu zic că merită, mai ales că face FIFA. Eu cu FIFA, mai puțin cu Call of Duty, dar voi poate sunteți, așa că nu uitați să treceți pe acest canal, link în descriere. Hey yo, salutare jupăneilor, bine ați venit la un nou episod de și despre FIFA 19, un nou clip din seria Foot Champions, din nou același rank. Aceleași pachete, un Team of the Week destul de interesant, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați repede pe butonul de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul. Hai să vedem întâi Team of the Week-ul, cu toate că toată lumea îl știe, îl știu și eu, vreau să-l mai recapitulăm puțin. Așa, banca de rezerve arată groaznic, Team of the Week-ul interesant, să zicem. Farman în poartă, Carvajal, Piqué, Chiellini, Gnabry, Bakayoko, Valeri, Sulimani, ok, el e, Aspas, Aubameyang și Werner, care arată super tare, frate, e bun și de super sub, e bun de, dar e păcat dacă îl prinzi să-l joci super sub, trebuie să faci cumva să-l joci din minutul 1, stamina are, duci un meci întreg. Da, aș fi mulțumit dacă mi-ar pica, da seama, Aubameyang, chiar și Aspas, Werner, nu mai zic, Carvajal, Piqué nu pot să-l joc, înțelegeți? Ar fi bun pentru transmisiuri. Chiellini, balance, agilitate, stamina. Vedem, oricum, să sperăm că ne pică și nouă ceva. Acum ce ne-o pica, aflăm împreună, nu? Gol 2, cum ziceam, mereu o să tragem la gol 2, cel puțin pentru moment. Aceleași premii, 2 picuri, un rare gold pack, 2 rare mega pack-uri, 45.000 de coins și 2.000 de puncte de calificare. Bun. Picurile, celebrele picuri, bă, sper să prind ceva, mă. Cel mai tare ar fi Aubameyang, Werner, cred că. Hai, începem cu primul, să vedem ce ne pică, pam, 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 Farman, Bakayoko, 85, Farman. Să-l iau pe Farman, e rating mai mare, înțelegeți, Bakayoko greu să joace la noi. Și Sulemani, hai să luăm. Hai mă, dăm acum ceva, acolo un 87 plus. Haide, lucrează pentru mine și din nou Farman. Fuck off, boy. Nu vine să cred. Incredibil, băi, jalnic, mă. Mi-a dat și nouă dată Van Dijk și cam atât. Dar e cam puțin în 7 săptămâni să prinzi odată ceva bun.
Alea pe Abraham Lincoln, nu? High rating, mergem pe high rating, dacă putem zice așa. Da. Trist. Ha, the fuckers, nu ne dai mă nimic, mă. Hai, pachete și... Dar știți cum sunt și pachetele alea, nu? Ai, ai, ai. Ergol pe... De aici nu mă aștept la nimic. Nu-i nici por, nu-i nimic. Da, atât poate pachetul ăsta. Îl dă pe Marcano. Matiu. Stadionul Tottenham nu face nimic. Acum hai să vedem pam pam rare mega pack-urile. Poate ne dă și nou un board, ceva. Ok. E Walkout, pardon, nu board. Haide, ceva bun. Dăm ceva bun. Îl dă pe pianici. Incredibil, fraților. Bă, aștepți atâta timp să-ți dea un board, un walkout, le încurc. Și ți-l dă pe cel mai varsă, frate. Pianic e cel mai varsă, dar nu, decât să nu-ți dea, merge și ăsta, n-am ce să zic. Ok, mai sunt 2 de 84, per total nu-i un pachet rău. Luăm 25.000, mai luăm și pe ăsta 5.000 și pe ăsta 5.000. 25, 35, 40.000 de coinși. Scoat fine doar unul, îmi dau seama. Mai avem și 83. Spre 50.000 te duci cu pachetul ăsta. La băi, mamă, mă, unde e Messi, unde e Ronaldo, unde să știa tar, mă? De fapt și Ronaldo, că mie nu-mi dă niciodată Ronaldo. Bun, ultimul pachet, greu să mai luăm. Da. Greu să-i back to back. E board, e inform și e englez. Striker, cred că pe ăsta l-am luat la picuri. Abraham. Totuși e inform, nu? Cam atâta n-ai ce să faci. 82 cramare. Asta e de discard. Pe pachetul ăsta ia avem squad finesor. Două squad finesor, camărății. Pe pachetul ăsta luăm 20.000. Bă, îmi pare rău de picuri, sincer. Îmi pare extrem de rău că nu. Un as pas putea să-mi pice și mie. Aș fi zis să rămână. Dar nu e după cum vrei, mă. Nu e după cum vrei, e după cum vor ei. Cam atât pentru astăzi, fraților. Asta a fost episodul din nou. Secetă mare. Sper că vouă va pica mai bine. Eu am fost Urdaciu. Asta a fost clipul. Voi ați fost și rămâneți pe viață cei mai tari jupâni. Sper că v-a plăcut. Și până data viitoare, dăm cu pace, stimă, iubire, credință și a big boy, a big smoke, respect. Pay, 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 viață, boys!